Este un proiect transfrontalier, se numește Delphi, un nume foarte frumos, ales de noi. Noi suntem liderii acestuia, partenerul secundar fiind cel bulgăresc, respectiv acvariul din Varna, care este un institut de cercetări, acolo piscicole. Cercetează în Marea Neagră. Însă la partenerul acestuia, de câțiva ani buni de zile, au făcut un acvariu, care necesită să fie modernizat. În special asupra sistemului de filtrare se introduce această modernizare și la noi la fel. Ce înseamnă? Înseamnă înlocuirea vechiului sistem de filtrare la noi din 1978, la ei tot foarte vechi, cu un sistem modern, nou, care ar putea sta în picioare în orice delfinariu din lume. Este vorba de un sistem care include, pe lângă filtrarea pe care am avut-o și până acum, filtrarea printr-un nisip cuarțos, cu spălare inversă, n-am avut-o, asta va fi cu spălare automată inversă, respectiv nisipul când se murdărește, automat se observă că e murdar și automat se spală, cu un contracurent. Pe lângă asta avem și un spumator proteic, care înseamnă un mijloc de a elimina substanța organică ce se formează în bazin, înainte ca aceasta să se descompună. Amoniacul, nitriții, nitrații sunt cei care constituie toxicul principal într-o apă poluată. Însă înainte de aceasta, de aceștia, sunt substanțele organice. Substanțele organice și biomasa algală în special. 90% din poluantul unui bazin expus luminii este biomasa algală. Printr-o spumare proteică, printr-o acest sistem de îndepărtare a acesteia, se rezolvă și o problemă ecologică prin faptul că nu se poluează un material filtrant și nu se denaturează mediul acolo unde acesta se depune. Ci pur și simplu substanța rezultată de la filtrare, care înseamnă bule ce antrenează apa și o spumează, iar spuma respectivă încărcată în substanță organică se colectează. Aceasta poate fi direct folosită ca fertilizant. Este excelent. Însă delfinii, fiindcă sunt animale ce s-au adaptat să trăiască în mediul marin mult mai curat decât cel terestru și în consecință mai puțin expuse antigenic la tot ce înseamnă boleșnițe sau boli în mediul lor marin, sunt mai sensibili. Și avem o cadență de sterilizare a apei cu 3 pași. Un prim pas, ce se face direct în spumator, este tratarea cu ultraviolete, cu oxigen activ, cu ozon. Deci, un prim pas este tratarea cu ozon, cu oxigen activ sau O3, care realizează o primă sterilizare, după care este o clorinare automată. Principalul rol este de a împiedica creșterea biomasei algale, dar și o sterilizare importantă. Și al treilea pas este o sterilizare cu ultraviolete, cu lampă de ultraviolete. Toate aceste cadențe de sterilizări sunt pentru binele delfinilor, pentru a le asigura cele mai bune condiții, pentru a intra în rândul delfinarilor moderne ale lumii și să ne putem permite să putem ține mai multe exemplare. Fiindcă atunci când oricine a avut un acvariu acasă știe că atunci când ai un sistem bun de filtrare, poți să iei un acvariu plin cu pești. Dacă nu, 2-3 pești sunt suficienți să-ți murdărească apă. M-aș mai întreba cum a apărut acest parteneriat cu acvariul din Bulgaria, cum mă rog, cu institutul din Bulgaria. Nu eram director aici, însă domnul Papadopoulou era director științific și sunt cunoștințele prietenii, colegii lui în activitatea profesională a dumnealui de ihtiolog. Sunt cei care, pe care îi cunoștea, i-a găsit și am găsit și soluția, sau s-a găsit această soluție de accesarea unui proiect european cu partenerul respectiv. Nu se prezenta nimeni la această achiziție din cauza faptului că deținea un element de denitrificare, se numește, un element prin care se scotea amoniacul din apă și care înseamnă o stație ecologică, că ziua de azi nu mai face altfel de denitrificare, decât cu niște bacterii care sunt puse pe niște paturi cu circuite de apă, cu bacterii care se cumpără, cu zeci de mii de euro care înseamnă înlocuire și cu suprafață foarte mare. Ori eu când am văzut, am zis, domnule, eu am mai fost la delfinarii, am văzut și LSS-urile, se numesc Life Support System, adică zonele de întreținere a calității apei. Și din ce mi-aduceam aminte, nu exista nicio identificare acolo. Am luat proiectul la sub braț, m-am urcat în avion și am plecat la Atena, acolo unde un curator, Robert Goiceta, cu care noi colaborăm și căruia îi mulțumim, ne-a deschis ochii și ne-a spus, domnule, nu ai nevoie de așa ceva, tu ai nevoie de un protein skimmer. Înainte ca substanța organică să se distrugă și tu să o elimini pe cea distrusă,
este mai bine să o elimini ca atare, respectiv cu un spumator, scoți masa algală, biomasa respectivă și în felul acesta să ai o, un mijloc și ecologic și economic de filtrare. Ei bine, l-am introdus, am reintrodus la validare acest proiect tehnic, ni l-au aprobat printr-un act adițional și mergem și noi și partenerul bulgar care a avut o situație similară. El este acvariu. Acolo ar fi mers o denitrificare. Din cauza faptului că, de exemplu, la amoniac, peștele moare la o concentrație de 80 de ori mai mică decât cea la care delfinul se simte foarte bine, delfinii fiind mamifere. Deci la noi chiar nu era nevoie. La ei ar fi fost nevoie, dar n-aveau spațiu în beciul instituției, Institutului de Cercetări Marine a lor, piscicole, nu aveau spațiu de denitrificare. Și au recurs și la spumator proteic, cu tratare de ozon, cu ultraviolete, cu tot ceea ce înseamnă această investiție și vor fi și gata în sfârșitul, la sfârșitul lunii decembrie, ca să nu fim în situația de a nu ni se valida cheltuiala și a nu mai primi banii înapoi. Așa cum probabil că vor fi alte proiecte europene, sperăm că nu al nostru. Am eu informații greșite sau bulgarii stăteau chiar mai rău decât românii din punctul ăsta de vedere? Informațiile sunt bune, bulgarii stăteau mai rău decât noi și acum n-a fost de față când m-am pupat cu doamna directoare. M-am pupat pe obraj din cauza faptului că tocmai mi-a dat informația că au primit finanțare. Ministerul lor de resort le-a transmis banii, le-au transmis această, fiindcă ei nu au venituri. Ei nu pot să stea, nu pot începe nimic, conform legii, ca și la noi, atunci când nu ai o bază financiară, nu ai voie să declanșezi achiziția. Ei nu puteau declanșa achiziția din cauza faptului că nu au avut finanțare. Acum, într-un final, au finanțare și, în consecință, procedează la achiziție care era pregătită. Era așa, într-un fel de stand-by. Fiindcă finanțarea trebuia să vină. E păcat. 98% rambursare. E păcat să nu găsești banii ca să te finanțezi. Iar noi ne finanțăm într-o proporție mare din banii noștri, din veniturile de vară, cum spuneam, iar 1.000.000 și ceva de lei ne finanțează Consiliul Județean. La următoarea ședință de Consiliu va fi introdusă această prevedere, această hotărâre, proiect de hotărâre. Ne finanțează TVA-ul, fiindcă este neeligibil în proiect, și ne finanțează cu rata noastră de 2% și cea 2 și ceva la sută, care înseamnă cofinanțarea în acest proiect.